Mircea Ioan Moloț, fost președinte al Consiliului Județean Hunedoara, actualmente vicepreședinte ALDE Hunedoara, este de părere că în prezent o opoziție adevărată nu există. Acesta a afirmat că, citez, când ai o opoziție slabă și rezultatele sunt slabe. Mai mult decât atât, Moloț este de părere că acele partide care se vor consolida acum vor avea și șanse ca la alegerile din 2024 să câștige de partea lor electoratul. Opoziția este aproape inexistentă, mai face ceva valuri aur, în rest nimic. Iar puterea e destul de consolidată, să nu uităm că alianța asta PSD-PNL sau PNL-PSD are un procent serios în... Și UDMR, în să nu uităm și UDMR, pardon. Are o majoritate covârșitoare în Parlamentul României și sunt convins că lucrurile vor continua și după schimbarea ministrilor, fiindcă nu văd altă alianță nici de la PSD, nici de la PNL. Deci ei sunt, cum s-ar spune, bătuți de Dumnezeu să meargă împreună. Politic se pot schimba atâtea și se pot face atâtea în această perioadă de un an și aproape jumătate până la alegerile locale și mai bine de un an și 8 luni, 9 luni de la alegerile parlamentare. Cine se consolidează bine acum va avea și rezultate bune. Din păcate, știți, eu am condus mult timp și un partid și Consiliul Județean. Când ai o poziție slabă, și rezultatele sunt slabe. Fiindcă tu ai impresia că le știi pe toate, faci ce vrei în Consiliul sau în Parlament și dacă stai să discuți cu oamenii, viziunea lor e cu totul alta decât a ta de la conducere.